Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce să ne amintim noi de la cina Domnului? Păi tot momentul acela, începând de la Ghețiman și până la înviere, este momentul despre care Domnul Isus și la care Domnul Isus făcea referință. Să ne amintim la cina Domnului de suferințele Domnului Isus Hristos. Iată, am, deschis, am, des, am citit aici și Evanghelistul Luca ne descrie un moment din acele momente ale suferinței Domnului Isus Hristos, care în timp ce mergea înspre Golgota, ca să fie răstignit, a căzut sub povara crucii, cineva, un anume Simon din Cirena, a trebuit să ia crucea Domnului Isus și să o care mai departe, până la locul stabilit al răstignirii. Când au ajuns la locul răstignirii, a fost răstignit între doi tâlhari, și un lucru care îl menționează Luca și nu numai, este faptul că Isus a făcut o rugăciune pe cruce. Dragii mei, momentele din viața noastră ar trebui să fie momente de rugăciune. Nu numai când suntem pe cruce. Nu numai când ajungem în necazuri. Ci rugăciunea noastră ar trebui să fie o rugăciune continuă. Rugăciunea continuă nu înseamnă tot timpul să te oprești, să închizi ochii, să ridici privirea în sus sau să ții privirea în jos, să faci rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile pot să fie sub diferite aspecte, în diferite situații. Rugăciunile pot să fie chiar foarte scurte, pot să fie în gând. Rugăciunile sunt și le găsim în Biblie sub diferite aspecte, dar important este să ne rugăm. Și când vorbim de rugăciune, vorbim de o relație, de o legătură între noi și Dumnezeu, continuă. Adică și în momentul ăla când bați cu ciocanul și lucrezi, poți să te gândești la Dumnezeu, poți să te gândești la un cuvânt al lui Dumnezeu, poți să ai o legătură cu Dumnezeu. Iată, aici Iisus face o rugăciune scurtă și interesant, că rugăciunea nu este pentru suferințele Lui. Deși a căzut sub cruce, deși mâinile erau străpunse de piloanele romane și picioarele, nu se roagă pentru a-i ușura Dumnezeu suferințele. Iisus se roagă pentru, pentru, cine? Cui se adresează Iisus, Tată, iartă că nu știu ce fac? Iată, există mai multe opinii. De exemplu, un profesor pe nume Robertson spune în comentariile lui Iisus s-a rugat ca Dumnezeu să ierte pe romani. Pentru că romanii au executat crucificarea. Un alt profesor, pe nume Plummer, spune Iisus s-a rugat ca Dumnezeu să ierte pe evrei care l-au condamnat pe Iisus și i-au convins pe romani să-l crucifice pe Iisus, ca și cum Iisus ar fi un agent periculos pentru Imperiul Roman, un trădător și unul care ar lucra la răsturnarea Imperiului sau cel puțin a dominației romane de sub poporul iudeu. Un alt profesor, pe nume Watson, spune... Nu! Isus a rugat și pentru evrei și pentru romani ca Dumnezeu să ierte pentru că în egală măsură atât romanii cât și evrei sunt vinovați că au condamnat pe Isus la moarte, deoarece romanii au recurs la cel mai nedrept proces din istorie, încălcând justiția romană, iar evrei au încălcat ce era mai sfânt, și anume legea lui Dumnezeu. Care spunea să condamne doar pe cel vinovat, nu pe cel nevinovat. Iar un alt profesor, pe nume Bauhauer, spune în felul următor: Pentru întreaga omenire, Isus s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și cu siguranță suntem și noi toți de acord prin faptul că Isus nu s-a rugat doar pentru evrei. Nu s-a rugat doar pentru romani. Și cum spune Ioanit, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu, toți suntem sau am fost vinovați. În această zi aș vrea să vorbesc despre iertare. Iisus a rugat și a spus, Tată, iartă-i, Că nu știu ce fac. Vedeți, întotdeauna când noi comitem anumite lucruri de păcat, le comitem prin faptul, uneori, prin faptul că nu știm. Păcătuim fără să vrem. Există așa numite păcate premeditate, adică când faci ceva conștient, când ceva îți propui, știi că e păcătos. Și îți propui să faci lucrul acesta. Și există păcate nepremeditate sau pe care nu le-ai premeditat. Zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, fraților, am o mare problemă nu cu biserica, nu cu Alexandru Căldăraru, cu Imineu sau Filet. Nu, eu am o problemă cu mine însumi, spune el. Când vreau să fac binele, în mod nepremeditat, nedorit, răul stă lipit de mine. Vreau să fac binele și iese rău. Prin urmare, aș vrea să vedem de ce este importantă iertarea lui Dumnezeu. Vedeți, există atâta lume care nu pune accent sau nu -i interesează dacă Dumnezeu îi iartă sau nu. Unii nu cred în Dumnezeu, alții sunt dezinteresați de Dumnezeu, chiar dacă ar exista. Însă să vorbim despre noi, despre creștini. Este important să știu că Dumnezeu m-a iertat? Cina Domnului care stă aici în fața mea are de-a face cu iertarea, dragii mei. Ca să mă pot apropia de trupul și de sângele Domnului, vreau să vă întreb pe dumneavoastră care de atâția ani veniți la biserică. Ca să mă pot apropia de trupul și de sângele Domnului Isus Hristos. Trebuie să fiu iertat sau nu trebuie să fiu iertat de Dumnezeu? Eu zic că trebuie. Că un om care nu crede, nu simte și n-a primit iertarea lui Dumnezeu, dacă ia cina Domnului, Biblia spune că există două alternative. Una, să fii binecuvântat prin cina Domnului sau alta alternativă, să fii osândit. De aceea, spune Pavel în 1 Corinteni 11, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, ca nu cumva să mănânce trupul Domnului sau să bea sângele Domnului în chip nevrânnic, pentru că își atrage ce? O sândă. Prin urmare, eu trebuie să mă asigur, sunt sau nu sunt iertat de Dumnezeu. Și lucrul esențial despre care a vorbit Isus, în tot discursul său pe pământ, a fost oameni buni. Pocăiți-vă, adică ce înseamnă pocăință? Înseamnă să te oprești, să te întorci, să regreți și să zici lui Dumnezeu în final, iartă-mă. Vreau să-mi schimb viața și Dumnezeu spune, te-am iertat și de azi înainte să nu mai faci ce ai făcut. Tot accentul predicilor lui Isus este pus pe iertare. Dumnezeu vrea să fim iertați, dar trebuie să vrem și noi. Și în această zi aș vrea să vedem câteva lucruri despre iertare, pentru că despre asta vreau să vorbesc. Iisus pe cruce s-a uitat în jurul celor care erau, dar nu doar pentru cei care erau în jurul crucii, ci pentru noi toți. A spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și într-adevăr, nu că nu știau romanii, știau bine. Adică ce știau romanii? Romanii știau că crucifică un condamnat. Asta știau romanii. Evreii știau că condamnă unul care împotriva religiei iudaice, care vine cu forme noi, cu învățături noi, care este un pericol pentru, pentru religia mozaică. Asta știau ei. Dar și unii și alții știau greșit. Isus nu era doar un simplu om. Isus era Dumnezeu om. Isus nu era doar un simplu profet, era mai marele profeților. Isus nu este doar un simplu rege, cum i-au scris pe cruce, Isus Nazarinian, regele iudeilor. Isus este regele regilor. Domnul domnilor, împăratul împăraților, binecuvântat să fie El. Asta nu știau ei. Și de aceea Isus a zis, iartă-i că nu știu ce fac, ei nu știu pe cine restignesc, ei nu știu pe cine condamnă, ei nu știu de ce fac ceea ce fac, ei nu știu că de fapt ceea ce trebuie să facă ei acum și ceea ce mi se întâmplă mie este scris în Scripturi. Iartă-i că nu știu ce fac. De aceea, în rugăciunile noastre, Putem să ne rugăm și am auzit uneori în rugăciunile ortodoxe citite, pentru că ei citesc rugăciunile, spun în felul următor, și iartăm greșelile de voie și cele fără de voie. Am stat mult și am meditat la treaba asta, adică iartăm și greșelile care le-am făcut premeditat și iartăm și greșelile care le-am făcut fără să știu că s greșeli. Eu nu știu, de exemplu, sunt oameni care cred că. Să treci pe lângă cineva să nu saluți, nu e un păcat. Nu e un lucru grav. Dar cel pe lângă care ai trecut poate consideră că e un lucru grav. Că e un lucru urât. Și sunt frați, surori, care se supără și zice, o trecut pe lângă mine păstorul și nu o da mâna cu mine. O trecu pe lângă mine fratele sau sora și nu o dat mâna cu mine. Și oamenii se supără. Sunt greșeli mici, greșeli mari, greșeli foarte mari, dar toate sunt greșeli. Aș vrea să vedem câteva lucruri despre iertare. În primul rând, aș vrea să subliniez semnele iertării. Când știu că Dumnezeu m-a iertat. Sau cum știu? Vedeți, când ne facem bine în urma unei boli, care e semnul că ne. Facem bine. care e semnul? Că ne spune doctorul mă, tu arăți bine? Nu. Ci semnul e în noi. Când eu mă simt bine, înseamnă că m-am făcut sănătos. Dacă trupul meu îmi spune că mă simt bine, într-o perioadă, înainte să plec, chiar aici, în America eram, mi-a apărut în piciorul drept în călcâi, în interior, un pinten. Nu știu dacă ați avut vreodată pinten. ce e pintenul ăla? E un os de calciu care îți crește undeva în interior, un os străin. Și cum călcam pe picior, aveam impresia că am un ac în călcâi. Și durerea asta a fost destul de acută, pentru că a trebuit să-mi să pun ceva, știu, acolo cât mai moale la călcâi, ceva când apăs, când greutatea corpului apasă pe picior, să nu simt durerea aceea. Și m-am dus la medici aici în America și mi-au spus care e problema. Parcă nu i-am crezut, m-au în România, același lucru mi l-au spus și în România și până la urmă medicul ăla din România mi-a spus Domnule, problema asta care o ai nu se tratează. Nici prin operație, nici prin medicamente, ci prin repaus. Ar trebui să stai 10 zile să nu mai pui presiune pe picior. să scumpere cumperi bâte, să umbli, să umbli în bâte sau să stai 10 zile să nu, să nu pui presiune pe picior. Da. Domnule, crezi că pot? Nu pot. În timp, durerea a dispărut. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar să știi ce rău e să ai o durere. Na. Când ai durerea aia, poți să spună oricine, orice, tu o ai, o simți și așa mai departe. La fel este cu păcatul. Când îl ai, îl ai. Dar de unde să știu când nu-l mai am? Care sunt semnele? Iată câteva semne ale iertării. Un om iertat, o să vă rog să-mi puneți versetele biblice, Coloseni 3 cu 13, caută până atunci. Un om iertat iartă și el pe cei care i-au greșit. Amin? Un om care nu iertă nu poate nici el ierta. Auziți ce spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, adică acceptați-vă unii pe alții, răbdați-vă unii pe alții, nu sunteți perfecți fiecare are felul lui de a fi. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum? Nu orice iertare. Că lumea poate să scuze. Poți să zici un am sorry și să zici I excuse you. Te iert, te scuz. Dar uitați, cum va iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Amin. Un om care e iertat de Dumnezeu, un om care a simțit iertarea lui Dumnezeu, când fratele care i-a greșit vine și spune, iartă-mă, omul ăla iartă, creștinul ăla iartă ca Hristos. Pentru că și el a fost iertat. Și de aceea iartă. Un alt semn, iartă ca Hristos și cum iartă Hristos. Iartă sincer. Fără anumite avantaje personale. Vă rog să împuneți Matei 18, 21 la 35. Să vedeți ce mult contează să ierți pe cineva sincer. Atunci Petru s-a apropiat de Isus, după ce Isus ținuse o predică despre iertare. Și i-a zis, Doamne, de câte ori să ier pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerului aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi a început să facă socotel și le-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbe. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ. I s-a închinat și a zis, Doamne, îngăduiem și îți voi plăti. Stăpânul robului acelia, făcându-i să milă de el, I-a dat drumul și l-a iertat de datorie. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din și lui de slujbă care era dator cu o sută de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea, mai un găduiem și -ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chiluitorilor până va plăti tot ce-i datora. Înțelegem noi această pildă, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă, sincer, din toată inima pe fratele său. Acesta este semnul că ai fost iertat, că ierți din toată inima pe cel care ți-a greșit. Dacă îl porți în inimă, dacă nu l sincer, dă voie să spun că tu n-ai simțit iertarea lui Dumnezeu. Sau și dacă ai simțit-o, nu o știi prețui, la fel ca datornicul cu 10.000 de galbeni. Și un alt semn al iertării lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu ne iartă temporar, ci ne iartă pentru totdeauna. Ieremia 31 cu 34. Dumnezeu nu ne iartă temporar. Dumnezeu ne iartă pentru totdeauna. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Niciunul, 31 cu 34, niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele Zău, zicând, cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își le voi ierta nelegiuirea, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Ce bun Dumnezeu! Prin Isus Hristos, asta face Dumnezeu. Cu orice om care vine la El. Îl iartă și omul iertat are niște semne care le afișează ori de câte ori este provocat. 2. Prețul iertării. Vedeți, dumneavoastră, pentru iertare trebuie să plătești un preț. Dumnezeu nu iartă fără jerfă. Nu iartă. Dumnezeu e bun, e iubitor, dar să știe tinerii și toți să știm că Dumnezeu e și drept. Același Dumnezeu care zice azi te iubesc, te iert, vină la mine, Mâine va zice: pleacă de la mine că nu te-am cunoscut niciodată. Și va zice: celor care l-au respins, plecați de la mine, blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și te vei întreba cum poate fi Dumnezeu rău când astăzi este bun. Dumnezeu nu e rău sau bun. Dumnezeu e Dumnezeu, e sfânt. Însă el este și bun și drept. Pentru dreptate Dumnezeu a cerut o jerfă. În Vechiul Testament erau jerfe animale. În Noul Testament este o singură jerfă adusă pentru ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Să mulțumească dreptatea lui Dumnezeu. Știi cine este această jerfă care mulțumește dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că jerfele Vechiului Testament, jerfele animalelor, aduse de preoți, n-au putut să mulțumească, să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, te iert, dar nu pot să te las nepedepsit. Te iert. că bun, dar fiindcă și drept, dreptatea mea cere o jerfă. Și această jerfă, care a satisfăcut sau a mulțumit dreptatea lui Dumnezeu, este Domnul Isus Hristos. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. Vă rog să puneți acolo. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. El spune așa. El este jerfa, adică cine e el? Isus. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pentru ale întregii lumi. Și spun. Pentru iertare se cere o jerfă. Dacă simți că tu ai greșit cuiva de aici din biserică, ca să cumpere acea iertare trebuie să plătești un preț. Și care e prețul? Vă rog să puneți Matei 5, 23 la 26. Matei capitolul 5. Iată ce spune însuși Isus. În predica de pe munte. Așa că, dacă ți aduci dalul la altar și acolo la altar, adică vii la biserică și timp de rugăciune. Și în timpul rugăciunii, gândul începe să zboare. Că tu te rogi, eu mă rog, noi ne rugăm, dar în timpul rugăciunii ne vin gânduri. Și ne vin gânduri să ne rugăm odată pentru fratele Benizagrean. Ne vin gânduri să ne rugăm pentru misionar pentru eu știu ce gânduri îți vin. Dar în momentul în care tu te rogi, Dumnezeu îți aduce aminte ceva. Îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Poate chiar fratele de lângă tine care se roagă. Ce trebuie să faci? Lasă-ți darul, lasă-ți rugăciunea înaintea altarului și du-te de împacăte cu fratele tău. Apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorilor, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Ce vrea să spună cu asta? Calcă pe egoul tău, pe mândria ta, plătește prețul și zi, iartă-mă. Știți că sunt oameni atât de aroganți care n-ar putea în viața lor să zic odată iartă-mă. Creștin fiind, iubindu-l pe Domnul, vorbind, cântând, recitând despre dragostea lui, dar când e vorba să o practice, să te ferească Dumnezeu. Pentru iertare se plătește un preț. Tată, iartă-i, dar cine zice asta? Chiar El, Cel ce plătește prețul pentru noi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El de pe cruce a zis, Tată, iartă-i. Pentru că eu plătesc prețul iertării pentru ei. Dacă am ști noi ce mare har că Hristos ne-a înlocuit, că Hristos a plătit prețul ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, că noi n-am fi fost în stare niciodată să satisfacem dreptatea lui Dumnezeu, niciodată. Hristos însuși a făcut-o. Slăvit să fie Dumnezeu. Care este scopul iertării? De ce e așa de important să fiu iertat? Care e scopul? În primul rând am nevoie de iertarea lui Dumnezeu ca să pot avea o relație vie de comuniune cu Dumnezeu să pot să stau de vorbă cu Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, nu ascultă pe oricine. Ioan capitolul 14, versetul 13, spunea Domnul Iisus, dacă o să aveți o relație de comuniune cu mine, o să aveți cu Dumnezeu și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ca să fiu în această postură, în această poziție, eu trebuie să am o relație de comuniune cu Hristos vie. Hristos nu e unul doar de pe paginile Bibliei, nu e un personaj cu care și n-am nicio relație de comuniune, nu e unul pe care să-l cunosc doar din auzite, din povești, ci unul care printr-o experiență empirică, personală, pot să știu cine e Hristos, cine e Dumnezeu. Un alt scop al iertării este pentru a fi pur, curat, sfânt înaintea lui Dumnezeu. 1 Ioan unu cu Au Auziți ce spune aici? Scopul iertării. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Adică să ne facă curați. De asta E important să obțin iertarea lui Dumnezeu, ca să fiu curat înaintea lui Dumnezeu, să fiu sfânt. Un alt scop al iertării e pentru a-i putea și eu ierta pe alții. Efeseni 4 cu 32. Iertați-vă și voi unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, spune în Efeseni 4 cu 32. Un alt scop al iertării este pentru a putea intra în cer. Apocalipsa 22 cu 14. Auziți ce spune acolo. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice. Dragul meu, tu ai iertarea lui Dumnezeu. Știi că o ai. Și pentru a fi victorioși în luptele spirituale, Putea în 1 Samuel 24, David să se răzbune pe Saul. Dar pentru că David a știut ce înseamnă iertarea, a lăsat să se răzbune mânia lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu și a fost victorios. Și acum, în ultimul rând, vreau să prezint și timpul iertării. Când trebuie să fiu iertat? Hristos de pe cruce a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Era momentul acela când îl crucificau, când îl blamau, când îl uh, înjoseau cu vorba, când chiar i-au luat haina, au tras la sorți pentru ea, au luat tot, măcar că Iisus nu avea decât haina de pe el. Cât de răi, cât de vanitoși sunt oamenii, că și acea haină au vrut să o ia pentru că era dintr-o singură țesătură. Și au tras la sorța cui să fie, să nu o rupă. Când este timpul iertării? Timpul iertării lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este câtă vreme noi trăim în trup. După ce am murit și ajungem în veșnicii, nu mai există iertare. Biserica Catolică a încercat să îmbuneze puțin lucrurile privind veșnicia, și au încercat să explice oamenilor că totuși ar mai fi o șansă și anume o stare intermediară numită purgatoriu, când omul ajunge acolo și înainte să intre, în, înainte să intre în veșnicia cu sau fără Dumnezeu, omul în purgatoriu poate să-și purifice sufletul, să-și mai ceară iertare lui Dumnezeu. Bineînțeles că e o chestie nebiblică, nu e adevărat. Nu există așa ceva. Marcu 2 cu vă rog să puneți Marcu 2 cu 10. Auziți ce spune Biblia, ce a spus chiar însuși Iisus Hristos. zis ce spune El aici. Dar ca să știți, era vorba de un slăbănoc care l-au adus ei la Domnul și acum vreau să-l vindece Domnul pe slăbănoc. Și Domnul le zice, dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Unde iartă el păcatele? Pe pământ. A zis slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Pentru că a demonstrat prin asta că el are puterea, Isus, are puterea pe pământ să ierte păcatele. Câtă vreme trăiești, indiferent ce păcat ai fi făcut, dacă vii la Domnul Isus Hristos și zici, Doamne, te rog, iartă-mă, nu o să mai combin, nu o să mai repet acel păcat, Dumnezeu, prin Isus Hristos, te spală, te curățește, te iartă de acel păcat. Dar numai câtă vreme trăiești. Nu se mai poate ruga după ce ai murit nici tata, nici mama pentru tine dacă ai murit sau pentru un altul care a murit să se mai roage cineva să-l ierte Dumnezeu. Nu-l mai iartă. Dumnezeu te iartă câtă vreme trăiești pe pământ și în mod personal îți cer iertare. Luca 16 cu 30 ni se spune că este prea târziu în veșnicia cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu să-ți mai ceri iertare. Deși bogatul îi spune lui Lazar, Părinte Avrame, lasă pe cineva din morți să meargă să spună la cei cinci frați ai mei, să se pocăiască. Au acolo legea și prorocii. Dacă nu ascultă de ei, nici dacă s-ar duce cineva din morți, tot nu se vor pocăi. Și pocăință înseamnă iertare. Înseamnă relegarea aceea relației cu Dumnezeu. Momentul acesta de iertare trebuie să fie chiar acum, dragul meu. Știți ce a zis fiul risipitor în Luca 15, cu 18? Ca să obții iertarea lui Dumnezeu, timpul iertării este chiar acum. A zis fiul risipitor uitându-se la porci și la roșcove. Uitându-se la condiția lui mizeră în care a ajuns. Mă voi scula? Când? Mă voi scula, pe păi acum, normal. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt uh, vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Chiar acum. Ce important este momentul acum al iertării. Citeam uh, zilele trecute, undeva prin secolul 17, Oliver Cromwell este cel care a ridicat Anglia din situația dezastroasă în care căzuse și a reușit să înalțe Anglia și să pună mâna pe putere. Însă, despre Oliver Cromwell se spune că a fost un general foarte dur și intolerabil. A creat o armată cât mai perfectă, fără întârzieri, fără abateri de la disciplina impusă de el, extrem de riguroasă. Avea un soldat care era foarte rău, îl descrie istoria, nemernic, neserios și, în cele din urmă, soldatul acesta a dezertat, a fugit din armată, pentru că tinerii erau aduși, într-un fel, forțați să lupte pentru țară. Deși, Anglia era frământată de diferite probleme. Și tinerii erau neîncrezători în țară că va mai fi vreodată ceva bun din ea. Cromwell a reușit să implementeze în mintea oamenilor și a soldaților în special că mai există o șansă. Dar acest dezertor a fugit. Oliver l-a căutat și l-a găsit. L-a adus și în fața armatei, întregii armate, a vrut să dea un exemplu tuturor soldaților care s-ar gândi să, să dezerteze, să fugă din armată. Și l-a condamnat la moarte prin spânzurătoare. Soldatul acesta a avut șansa vieții. Pentru că a avut o soție iubitoare și înțeleaptă. Care s-a dus în fața lui Oliver Cromwell, s-a plecat în genunchi și l-a implorat pe acest general dur Cerând circumstanțe atenuante și iertarea soțului. Însă, Oliver s-a lăsat de neclintit. N-a vrut nici să audă. A spus, Doamnă, ordinul, ordin, nu mă mai schimb. A venit ziua execuției. Când a trebuit să fie dus în centrul orașului, era o piață, și lângă piață, undeva, era o biserică. Întotdeauna, înainte de execuție, în tur la Bisericii era un clopot mare, și clopotarul trebuia să tragă clopotul înainte de execuție. Femeia s-a interesat la ce oră trebuie să tragă clopotul și a aflat ora și a mai aflat încă ceva foarte important: că clopotarul era surd. Și ce s-a gândit ea? Cum să-și salveze soțul? S-a urcat în turla unde era clopotul și s-a prins de limba clopotului și se ținea strâns de limba clopotului. A venit clopotarul, înainte să înceapă execuția, era multă lume și soldați adunați în oraș, în piața aceea. Clopotarul a tras de frânga, frânghia clopotului, el a crezut că și-a făcut datoria și apoi a plecat la treburile lui. Femeia a coborât din tur la clopotul lui cu mâinile însângerate și s-a dus și ea în piață unde urma Execuția, însă execuția nu avea loc, decât numai după ce se auzea clopotul bătând la ora fixă. Cu mâinile însângerate femeia s-a dus din nou în fața generalului și a spus: "Vă rog foarte mult. Cu mâinile acestea însângerate, eliberați-mi soțul, pentru că clopotul nu o să mai sune în după masa asta." Juriu, toți cei care erau acolo au făcut presiune asupra generalului și chiar el a fost mișcat profund. Și a zis, femeie, dragostea ta și persistența ta în a-ți soțul m-au convins. Sângele de pe mâinile tale m-a convins. Iată soțul și du-te acasă. M-am gândit vis-a-vis -vis de acest aspect că cel care a oprit dangătul clopotului ca să nu sune condamnarea și execuția noastră, cu mâinile însângerate le-a oprit Iisus. Suntem aici pentru că suntem iertați de Dumnezeu. Și nu există mai mare har pentru cineva decât să știe că e iertat ferice de cel cu păcatul acoperit și de cel cu fără de legea iertată. Dar ce așa de mare fericire, David? Da, pentru că înainte să fiu iertat, mi se usca vlaga cum se usca pământul de seceta verii. Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra mea. Aveam probleme psihice și fizice și nu știam de unde în vin. Și toată problema era că nu eram iertat. Ferice de cel care e iertat, pentru că el vede altfel lucrurile, se simte altfel și în această zi. Celebrăm cina Domnului, pentru că ne amintim de cel mai important moment al vieții, iertarea. Slăvit să fie Dumnezeu care ne-a iertat. Dacă te-a iertat Dumnezeu, crede în iertarea Lui. Acceptă iertarea Lui, ca să putem să ne împărtășim din trupul și din sângele Lui Iisus Hristos, care s-a dat pentru noi. Slăvit să fie El în veci. Amin.